Salutare, prieteni! Nu ne-am mai văzut de ceva timp. Însă azi mi-am făcut timp special pentru voi. Pentru că sunteți mulți care mi-ați cerut să fac în continuare clipuri despre tradițiile țigănești, despre strigoi și despre vrăji. Mai ales vrăjile despre iubire. Eu nu pot să le numesc vrăji, pot să le numesc descântece. În această seară am să vă povestesc despre faptul că acum foarte mulți ani, nu știu, 40-50 de ani, cam așa ceva, se făcea un ritual. Eu atunci am auzit că chiar s-a întâmplat, adică povestirile pe care le-am auzit acum de curând, acum 6-7 ani, sunt de acum 40-50 de ani, când acest fapt chiar s-a întâmplat cu o rudă apropiată de-a mea și de atunci tot s-a folosit, însă în secret. Păi, este vorba de iubire. Întotdeauna ne găsim pe cineva drag nouă, în care suferim după el, în care îl iubim sau îl placem atât de mult, încât ne crapă buzele. Pur și simplu ne crapă buzele după acea persoană. Și mie mi s-a întâmplat odată, era mai mic, nu știu, aveam 13-14 ani și chiar s-a întâmplat acest lucru. Însă sunteți mulți și mai ales la vârsta adolescenței, 16, 17, 18 ani și poate chiar și adulți care iubiți pe cineva, dar nu vă împărtășește aceleași sentimente. Păi haide să vă spun și să trecem la subiect. Iubirea, știți că după un timp o să vă dați seama că nu e un lucru real, însă până atunci trebuie să treceți prin ea. Este ca o gripă, o ai pe moment și apoi trece. Însă, dacă tot o ai, hai să treci cu frumos și cu bine prin ea. Se spune că atunci când iubești pe cineva, dacă ai șansa să te apropii de el, dacă ai, întâlnire cu el vreodată și ai putea să-i iei 3 fire de păr, astea sunt povești de la babe cu descântece, și dacă ai luat 3 fire de păr, ai putea să îl faci să te iubească toată viața. Cum? Se zice că dacă ai un brăduț în apropiere, legi aceste 3 fire de păr de vârful bradului, fără ca cineva să știe despre această treabă, și lași acele 3 fire de păr în vârful lui, și acesta, cu cât se va ridica și cu cât va dura, atât iubirea partenerului va fi față de tine nemărginită. Pentru că acest brad se va înălța și nimeni nu va mai putea să smulgă acele 3 fire de păr. Și se zice că puterea bradului și viața fără de moarte pe care o are acesta, așa va fi iubirea acelei persoane față de tine. Mai este încă o vrajă, un descântec. Să zicem așa că dacă ești cu cineva în casă și acel cineva nu prea te iubește, urmărește atunci când acesta face baie. Fie albie, fie lighean, fie cadă. Cada e cea mai cea, sau albia, pentru că acolo stă apa acestei persoane. Și urmărește acel moment când acesta a ieșit și intră și tu în acea apă. Spală-te cu ea, totodată, și zi așa. Să zici mai multe trebuie.
cum se lipesc ciulinii de părul tău, așa să te lipești tu de sufletul meu. Cum se lipesc ciulinii de părul tău, așa să te lipești tu de sufletul meu. Cum se lipesc ciulinii de părul tău, așa să te lipești tu de sufletul meu. Faceți asta de 3 ori la rând, de câte ori acea persoană face baie. Și cu siguranță acea persoană niciodată nu vă va mai părăsi. Am mai multe de zis, dar o să vi le spun în clipurile viitoare, pentru că, surpriză, am reușit, sper să duc la sfârșit ceea ce mi-am pus în cap și acest plan, am reușit să fac o șatră. Și acolo o să se întâmple foarte multe lucruri frumoase. Muzică, dans, limbă țigănească, mâncare țigănească, vrăji de iubire, de scântece de iubire și nu în ultimul rând, descoperim tradițiile adevărate ale țiganilor. O șatră cu corturi, coviltiri de căruță și multe altele. Vă pup și ne vedem, sper, în șatră.